Mii de școli, spitale și instituții din țară ar putea fi închise de pompieri începând de astăzi. Motivul: nu autorizație de securitate de incendiu, iar termenul pentru obținerea documentului a expirat. Închiderea este cel mai negru scenariu, dar până acolo se vor aplica amenzi care pot ajunge la 100.000 de lei. În București, doar câteva școli au reușit să obțină autorizația. Cineva din, nu știu, din conducere, dacă poate să ne explice, a cerut, n-a cerut, nu i s-a dat dintr-un anumit motiv? Nu, o să fie și la noi. Că avem două locații și cumva o să luăm împreună. La noi totul e ok, o să fie, dar momentan nu este șeful nostru și trebuie să discute el cu domnul. Dacă am expirat perioada. Cred că e plin de baruri în centru. Păi, mai merg și la altă. Suntem într-un restaurant celebru din centrul vechi al capitalei. Nu se află în registrul celor care au încercat măcar să obțină autorizația de la pompieri. Mergem și într-un club în care sute de tineri ajung în fiecare weekend. Administratorii dau vina pe cei de la ISU că nu și-au actualizat datele. Ei au caiet de sarcini de 1000 de ani și... Dacă dumneavoastră ziceți că localul deține autorizația respectivă, documentul respectiv... Din câte știu, da, noi suntem în termen, nu știu că e efectiv, e foaia aia sau urmează să apară sau ceva. Da, nu știu, numind din acelea care se văd la incendiu, instalații de evacuare a fumului, cam acolo se referă. Am văzut chestia asta. Extintoare? O oră nu, n-am văzut. Am găsit și localuri care au îndeplinit toate condițiile și au obținut documentele. O ușă ignifugă pentru camera tehnică, toate ușile localului să se deschidă către exterior, lumini de emergență, peste tot semnalizare unde este exitul. Pentru asta a necesitat și un buget de câteva mii de euro pe care noi nu-l prevăzusem. Nu doar în clădirile din centrul vechi sunt probleme. Cel mai mare mall din capitală nu a obținut documentația, iar din 53 de spitale, doar 18 au primit avize sau autorizații. La unitățile de învățământ, situația este și mai gravă. Dintre cele 1066 de clădiri care intră în componența școlilor de stat, dar și a celor private, doar 44 au reușit să obțină această autorizație. În cele mai multe cazuri, pompierii nu emit autorizația dacă nu există sisteme automatizate pentru detectarea sau stingerea unui incendiu, căi de evacuare iluminate și uși rezistente la foc. În întreaga țară s-au solicitat aproape 23.000 de avize și autorizații pentru securitatea la incendiu. S-au emis însă aproape 5.700. La nivelul Bucureștiului însă au fost 777 de cereri pentru autorizații, s-au emis însă doar 267, doar celor care au îndeplinit condițiile legale. După depunerea documentației tehnice, termenul pentru emiterea acestei autorizații este de 30 de zile. În toată țara urmează controle, se pot aplica amenzi de până la 100.000 de lei, iar în cazurile grave se suspendă activitatea.